v-am regăsit la un nou episod din seria noastră League of Legends. Împreună cu mine este nimeni, salut pe prietenii mei, bă, nimeni. Nu glumesc, nu e chiar absolut nimeni cu mine, Cofa, nici pe LOL, joc singur acum. Ce să vă mai spun, ce să vă mai spun. Fraților, ieri și astăzi a fost o zi cam foarte aglomerată pentru mine. Chiar îmi pare rău. Știu cât de mult vă place, vă lăsați un pic așa la masă. Știu că vă place LOL-ul și eu am zis că hai că dacă te așteptă zi în jur de ora 9, m-am băgat la filmat, nu știu, episodul sper să fie postat cam până la vreo 10-10 jumate maxim. Foarte aglomerat, fraților, și n-am avut timp să programez nimic, ca să registrez înainte sau pana mea. Uite așa cum eu. Astăzi trebuie să postez episod din Clanul Minerilor, în care avem o problemă, una majoră, dar cred că o să rezolv eu, nu știu, o să văd eu. Poate o vreme nu o să postez Clanul Minerilor pentru că sunt ceva probleme cu serverul. Cred că înțelegeți voi ce vreau să zic. Și dacă vă place această serie, uitați să apăsați butonul de like și subscribe, dați și un share și să vadă și prietenii voștri, frați, ce mai aveți voi. Și da, este în bătaie, hai să înceapă toate băieții, nu știu care are calculatorul pe sârmă, știu că la Grace s-a încărcat ultimul, așa că, da. Am un bucur că mine Lux suportă fulgerul. Very, 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 ok. Da, deci, eu spuneam, hai să încercăm să vedem dacă putem face la episodul ăsta în jur de 15 like-uri. Nu cred că este așa de multe, 15 like-uri. Chiar deloc. Mă. Hai să ajutăm pe budirea asta. Și mai cresc chinul ăsta de pe Houdini ăsta. Houdini, Mudini. Nu știu ce facem acolo, nu fie, nu contează. Am o echipă destul de ok. Nu știu ce credeți voi. Ce mă pace skin nou. Da, deci se vede români. Sunt români. No problem. Ca să le facem față, o să le ținem piept, bil cu fugiți. Nu neapărat că îi putem bate acolo pe bot. 4% reduce la dan și 6% primite cel mai aproape de campionale. Nu contează. Fraților, mie vineri, acum trebuie să-mi ajungă pe filter, încă nu a venit, așa că eu încă mai aștept, sper că mâine să vină sau mâine să primesc măcar, zici voi, chitan, nu chitan, cum că am primit coletul și puteam să mă duc pe. Dar i-am înțeles că vine acasă, că vine de aceea eu n-am comandat de pe AliExpress. Poate alții au reușit skin-ul, mai comanda și LOL Flash. Ups. Ok. Fie o mică mare problemă cu Rengor. Grace campion de proști după ce s-a fata acum stai un campion de oameni retardați. Două grămadă.
Ce se fac, doamne? Nu am ce să fac. Joc un om care se bacă cu Lux, dă stun, dar rămâne pe loc în primul să se bată cu celălalt. Sus pe tot Vladimir și e rău. A, cu... Și mai și Lidia și Ramia. Deci asta e un campion de oameni fraier. Păi, eu cum dracu am ajuns până am mediul aia, că am plecat mai târziu ca așa, ești prost. Nu, deci vorbesc la modul cel mai serios. Ăla e un campion de oameni retardați. Zic că am de heal. Așa, nice. Ce-mi place, așa când se fitează și rise. Nu știu, e posibil să pierd match-ul. Mă piși pe el match. Oricum e pierdut 100.000 pierdem. Cam play nu. Faza e nici mă prea știu cu Queen, înțelegi de ce vreau să zic. Eu nu mai juca Queen. Cred că odată se doar nu juca Queen. Să nu-ți bagi piciorul în el. Uitați-vă mine, retardați. Avei, au 2-1. Trei. 4-1. Mă scuzați că suspin așa, dar când ai idios, n-ai ce să le faci. Chiar nu ai ce să le faci, eu chiar nu am ce să fac. Da, e bun că pus aia măcar pe acolo și să fie pus. Am văzut Rengar oricum, dar nu. Să fie un prost. Am dat semnal. Să nu-ți bași pe cerunea meci. Ce face asta? Da.
meci, cam meci o să fie ceva de genul rafidat, meci pierdut. Nu știu de tare dată plecat tipă bot pierdut. Ăla, om prost cu Grace. Pierdut. Mamă, deci Grace acum e un campion de oameni proști, deci e un campion de oameni nubi. Deci cu campionul ăla faci la kill-uri mai greu decât faci cu, mai ușor decât faci cu Kata, să-mi bag piciorul. Deci dacă ăla ai fi dat de atâta damage încât nu știi cum dracu să scapi de el, morții lui ăsta. Că eu, unul, m-am săturat de el. Ah. Heal handicapat să mor eu. Să cupăr mă. Ai cel mai prost suport pe care îl poți să-l ai. Și ai cel mai handicapat în primea de chiar și la fel. Și are altă suport. Morții măsii. Nu știu, poate câștigăm, dar eu uitați că eu n-am făcut absolut niciun kill, pana mea. Ce dracu s-a putut duce aia? Postam weekendul ăsta dacă nu aveam treabă. Azi că am fost pasnic la un eveniment și... Na, prea bucând că uite seara ajung târziu. Și na. Da, doar weekendul ăsta a fost treaba asta. Rest, nu prea sunt probleme. A zis, azi m-am tras acolo, dar ultimul dată că m-a de damage. Deci asta e pot bat jocul, eu nu înțeleg, e un campion așa de iritat. Ok. Asta e în frate, eu omor pe proști. Hai cu poate apucăm să dăm măcar turnul ăsta jos, deși nu cred. Bă, niște licori acolo. Hai că îl putem da jos.
grab someone acolo că riscam să mor. Aici mai bine am ales să mă duc back. Dacă putem bate pe fraiere. Disperă Rengarul la care 0-1-1, dar... Ce-o cumpăra deja, aproape jumătate de Hydra. Okay. Nice. Frumos combinat acolo. După o să farmez acolo. Ce să mai vorbim? Mai sunt niște chestii pe care chiar vreau să vi le propun. Pe voi o dată întrebe fiecare în fiecare episod aproximativ. Fraților, vreți o serie de ceva? Vreți o serie de jocul ăla? Vă rog să-mi spuneți. Voi nu spuneți nimica și eu nu înțelegeți. Adică, până mea am observat că vă plac jocurile pe care le fac, adică oricum ce fac Go și CSGO. Go și CSGO. Ok. No. Și despre asta vreau să discut. Suntem foarte low. Deci vedeți, e un campion de nubi. Dă prea mult damage. Asta trebuie să înțelegeți și voi. Că, frate, dă cât dă. Dar și când dă, dă prea mult. Nu înțeleg. Adică nu știu dacă m-a făcut înțeles. În fine, nu contează. Contează că dă campionul la retardat. Asta contează. Duc să-i ajut pe oameni. Fuck. Am axat pe prostul ăla. Adică să axezi tankul ăsta, adică să-i tank. Normal, easy game. Ce că să le dă la intenția să le dă, na. Lăsăm așa cu soriul lui. E merge să-l ok. E prea mult de merge la prostul ăsta de azi. Dar nu contează. Nici mai chiar queen asta. Are Hydra? Nu are Hydra. Nu e Hydra Infinite Age. Adică nici nu știu ce cred că aș face. Nu
Fuck this shit. LOL. Acolo combina frumos prostul meu ăsta, dar n-am fost sigur că mă bate. Și la găsește mereu o combinație bună prostul ăla de... Rengar. Patru, doi, cinci, doi. Mă duc pe bot acolo. Să farmez o leacă. Să mai spuneți și voi pe acolo, prin chat-ul ăla dracului, că vreau să mai văd o serie de bla bla bla, nu neapărat de GTA acum sau jocuri astea, că eu luna asta cred că o să-mi cumpăr o placă video, nu știu cam, nu știu, trebuie să mă uit pe PC gara să vedem ce plăci video, că se ies acolo pe 64 de biți. Dar pe neașa e greu să jocem până mai, adică... Te faci tank cu prostul ăla de udir și nu te mai bate nici dracu. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Vedeți? Vedeți ce vreau să zic? Mâine. Instachi, l-am făcut pe felul ăla. Fuck. Dislike. Ne cumpărăm staticul. Ne mergem, avem oricum așa că nu e problem. Și după ce ne cumpărăm. Oh. Nice, că se... Eu vă primul nou l-am, dar pe asta 100.000 l-am. TP, TP. Mă retarda cine poate să vină oare. Opa, un făpăs. Nice. Queen e șmecher campionul ăsta. Și cam asta a fost și match-ul de astăzi, fraților. A fost un match scurt. Îmi pare rău. N-am jucat nici foarte mic și târziu și s-a fost bani, dar n-am jucat cât de cât ok, așa că eu vă mulțumesc de vizionare și până mâine că voi posta următorul episod din Chestigo sau LOL sau văd de ce voi posta, toate cele bune, bye bye!